treia zi din an începe cu cozi uriașe la ghișeele pentru plata taxelor și a impozitelor. Românii au dat năvala încă de la primele ore ale dimineții, cu toate că dările pot fi achitate și pe internet. În plus, reducerea de 10% pentru plata în avans este valabilă până la final de martie. Dar a devenit deja un fel de tradiție ca românii să se înghesuie la ghișee încă din primele zile ale anului. Colegul meu, Cornel Chitucea, se află la administrația financiară a sectorului 2, ne aduce detalii de acolo. Cornel, bună ziua, te urmărim! Bun găsit, Aneta, bun găsit, doamnelor, domnilor! Ne aflăm în sectorul 2 aici, unde oamenii au venit încă de la primele orele dimineții pentru a se asigura că își pot plăti taxele către stat și, într-adevăr, chiar dacă ei pot folosi și alternativa online, mulți spun că nu se descurcă și că vin aici în fața ghișeilor pentru a plăti direct cash. Ce este de precizat este că aici, în sectorul 2, oamenii pot veni între 8.30 și 16.30 de luni până vineri, urmând ca sâmbătă și duminică să aștept pentru ca imediat în săptămâna următoare să poată veni din nou în fața ghișeelor. După cum spuneam, a devenit o tradiție ca oamenii să vină fizic aici pentru a-și plăti taxele către stat și ce este de precizat, vă spuneam, e că aceștia pot plăti și online și să scape de cozile interminabile. Am văzut oameni care au stat aici chiar și de 4 ore și mai au de așteptat pentru că bonurile de așteptare se întind chiar și până la 150 de persoane. Totodată vreau să vă mai precizez că am vorbit și cu directorul general de aici, domnul Cristian Duțu, care a spus și dânsul încă o dată că recomandă persoanelor care pot folosi alternativa online să folosească site-ul pentru că este mult mai ușor și evităm aglomerația. Pe de altă parte, ți să vă reamintesc și eu că există un termen limită pentru reducerea de 10%, aceasta fiind disponibilă doar în prima parte a anului. Încă de la primele ore, oamenii au așteptat minute bune pentru a-și plăti taxele și impozitele și asta pentru a prinde reducerea de 10% aplicată de autorități, reducere care însă e valabilă până la finalul lunii martie. Mai avem de așteptat probabil încă 3 ore. De ce? Păi mai sunt încă 120 de persoane înainte noastră. Nu vedeți? Birocrația, stai la coadă, e greu. Foarte, foarte greu. Da, mă rog, au fost zilele libere și acum pătimim pentru ele. Asta este situația, mă rog. Așteptăm de niște ore bune. Oamenii spun că preferă să vină să stea la coz, chiar dacă dările către stat pot fi achitate și online, pentru că platforma dă rateuri și se tem că rămân cu taxele neplătite. Aștept de vreo oră, cam așa. Destul de greu, deoarece au fost închiși săptămâna trecută, din păcate, și ne-au blocat inclusiv pe platformă online și n-am putut să derulăm nimic. Arată la fel ca în toți ceilalți ani, cu o disponibilitate crescută a persoanelor de a rezolva problemele în primele zile ale anului, problemele care țin de impozite și taxe locale, cu în continuare cu o reținere destul de mare de a folosi sistemele online puse la dispoziție de plată și de accesarea serviciilor disponibile, dar le gestionăm și sunt convins că lucrurile vor evolua. Angajații administrațiilor financiare dau însă asigurări că platforma funcționează și le recomandă tuturor să folosească metoda de plată online pentru a scăpa de timpul pierdut la coadă. Să folosească partea de online pe cât este posibil, să țină cont că bonificațiile de plată privitoare la plată se acordă până la 31 martie, deci nu există absolut niciun motiv pentru care să se creeze un vârf de prezență la începutul anului. Și la fel pentru evitarea timpului mare de așteptare.